желания приобретают форму. С Флутуре быть с абонемент легко. С Диофин у вас много минут, чтобы разговаривать в свое удовольствие. С Пантера звоните дешевле за границу. А теперь мы представляем вам Балена. Самый большой абонемент, чтобы много общаться и пользоваться интернетом со смартфона. Какой формы твои желания? Вау, меняется с Orange. Каждый день меняется с Orange. Bună dimineața tuturor, continuăm emisiunea noastră matinală și pentru că de sărbători buzunarele au cam sărăcit, a venit timpul să vedem bugetul căreia dintre abonații Molțel se va mări astăzi cu 10.000 de lei. Și sper că te-ai înregistrat în tombola Molțel, pardon, 20.000, pentru că suma care nu a fost câștigată anterior se reportează pentru astăzi, așadar 20.000 sunt puși astăzi în joc. Iar dacă nu te-ai înregistrat, o poți face chiar acum, până dăm startul, doar expediază un SMS fără text la numărul scurt 1122. 1122, ține minte. Și activează codul tău de participare. E foarte simplu. În tombola Molțel, fiecare abonat înregistrat poate câștiga câte 10.000 de lei zilnic, până la 70.000 de lei săptămânal și 200.000 de lei odată la 3 luni. Indiferent dacă ai câștigat astăzi sau nu odată înregistrat în această tombola Molțel, ai doar de câștigat, pentru că beneficiezi de primul apel în rețea cu o durată de până la o oră, la doar 2 lei în fiecare zi. Și acum țin să amintesc tuturor din fața ecranilor că extragerea este absolut transparentă și funcționează în baza unui program electronic special care selectează numerele participante absolut la întâmplare. Baftă tuturor și să dăm start extragerii. Procesăm rezultatele. Sperăm să avem și de această dată un cod activ, un cod din 8 cifre alcătuit. Asta înseamnă că abonatul Molțel ar fi trebuit să expedieze acel SMS la 1122 anterior și să se asigure că banii care sunt astăzi în sumă de 20.000 de lei vor ajunge la destinație. Este un cod câștigător inactiv, cu părere de rău, dar cu părere de bine pentru cel care va câștiga mâine 30.000 de lei, pentru că suma astăzi necâștigată se reportează pentru ziua de mâine, adică 20.000 plus 10.000 de lei pentru extragere de mâine, vor fi 30.000 de lei. Acest telespectator nu și-a activat codul, nu a expediat SMS la 1122, iată de ce codul afișat este unul inactiv. Sperăm și dumneavoastră să nu comiteți aceeași greșeală. Mult succes! Mâine la o nouă tombolă, la prima oră înainte de ora 8, ne revedem. Iar acum continuăm emisiunea. Doamnelor și domnilor, o să vorbim despre sănătate, pentru că ne interesează foarte mult, mai ales după ce am mâncat așa cum se mănâncă la moldoveni de Sfintele Paști. Și în dimineața asta o să vorbim despre o ramură a medicinei, și anume homeopatia, o ramură care este un remediu mai puțin tradițional decât medicina bine cunoscută, decât la policlinică. Dar ce să vă povestesc, eu știe cel mai bine doamna Tatiana Savciuc, medic homeopat. Bună dimineața, bine ați venit! Bună ziua! Așadar, ce înseamnă homeopatia? Deci, homeopatia este o terapie naturistă care, prin intermediul remediului homeopatic, stimulează mecanismele proprii de apărare ale organismului. Funcționează ca un vaccin? Un pic diferit, totuși, merge. Ceva, deci se confundă. Ce afecțiuni poate trata homeopatia? Deci afecțiunile care sunt tratate prin homeopatie sunt foarte diverse, începând la tot ce sfințează cuit, adică orice proces inflamator, până la mici și schimbări organice. Cel mai bine totuși merg dereglările funcționale în homeopatie. Știți, m-am documentat și am aflat că Organizația Mondială a Sănătății interzice sau nu susține tratamentul HIV, TBC, malarie, gripa și diaree la copii prin homeopatie. Deci copiii sunt protejați prin vaccinare prin aceste. Deci fiecare medic homeopat își asumă și riscul, vede unde este limita de tratament în homeopatie, unde poate face ceva sau lasă pentru terapia alopată. Deci homeopatia este o terapie naturistă complementară. Uh-huh. Sunt situații unde merge și singură ca tratament, doar medicul decide. Deci în primul rând contează să mergem la medic. Și apoi să apelăm la medicul homeopat. Medicul homeopat este și el un medic care are 9 ani de studii. Deci el și își știe. Recunoscută de Ministerul Sănătății? Păi da, este al doilea sistem mondial de sănătate. Deci medicul homeopat decide. Aici are posibilitatea de a trata sau aici sunt limitele sale de acțiune. Dacă mai vede ceva suspectă, pacientul este trimis, este investigat,
Merge ajunge la terapie medicul homeopat din proprie inițiativă sau prin recomandare? Deci vin la noi și prin recomandare, dar mai sunt situații când mămica deja e epuizată, nu mai știe ce mai face cu copilul în fiecare lună, ia antibiotice, caută o alternativă. Dar... Deci homeopatie ne oferă o alternativă la antibiotice, de exemplu, da? Da? Din ce constau preparatele homeopate? Deci remediile homeopate sunt remedii naturiste, sunt din regnul vegetal, natural, animal, deci este, ca cel mai simplu exemplu, este din plante. Deci planta este uscată, macerată, în siluție alcoolică, apoi ea este diluată, potențată, picurată pe globule mici, dulci de zahăr pe care copiii le au cu plăcere. Nu e o problemă. Vorbeam mai devreme despre miere. Mierea este poate fi catalogat ca un preparat homeopatic, pentru că pe timpuri se folosea mierea în loc de antibiotice, pe plăgi, pe răni. Mierea nu, dar albina da. Albina? Da. Deci acupunctură de albină. E un pic diferit. Deci remediul din albină este apisul se numește. Deci însă și albina se numește în latină apis mellifica. Deci cu toții știm ce se întâmplă când îi pișcă o albină. Un edem, hipermie, roșață, usturime, dacă aprinzi ceva rece, se ameliorează. Deci orice situație de așa fel, fie o artrită, fie orice edem, îi dai remediu homeopatic apis. Și s-a rezolvat întrebarea. O comunitate științifică britanică anunță că, de fapt, homeopatia are același efect ca și efectul placebo. La copii mici, sugari și la animale mai este homeopatia în veterinărie, deci discuția dispare. La cel micuț de o lună care vine mami cu care colice, nu știu mai ce, dai granulile, apoi se ameliorează starea. Deci nu știu ce fel de placebo. Și spre final, în ce cazuri trebuie să ne adresăm la un medic homeopat? Deci dacă pledați pentru o terapie naturistă, ecologică, fără efecte toxice, nu aveți decât să vă adresați. Terapia homeopată garantează 100% însănătoșire? Dar cine garantează asta? Nimeni. Noi vă mulțumim foarte mult pentru discuții și să aveți pacienți însănătoșiți grabnic. Mersi. Am discutat în această dimineață cu doamna Tatiana Savciuc, medic homeopat, la Prima Oră. Să fiți sănătoși și desigur să urmăriți Prima Oră pentru alte sfaturi care urmează în fiecare dimineață. Acum mergem în studioul știri unde ne așteaptă Cristina Stamat.